Crezi că ar fi putut să renască Raskolnikov dacă nu s-ar fi predat la final? Dacă n-ar fi spus adevărul despre ce a făcut, nu s-ar fi putut renaște. Nu ar fi putut renaște niciodată. Deci încă o dată. Adică doar prin suferință poți să renaști? Nu, doar prin adevăr. Iar adevărul știi că doare. Să spui adevărul despre tot ce ai făcut tu, să faci acest travaliu. De ce n-ar fi putut să renască prin rugăciune, prin rugăciune profundă, fără să-și recunoască vina? Pentru că tu militezi către adevăr, dacă s-ar fi rugat da, pentru iertarea păcatelor. Iartă-mă, te rog, într-o rugăciune nu facem și confesiuni? Ba da. Păi, dar despre asta e vorba. Când am spus că el a zis adevărul despre sine, a făcut o mărturisire, a făcut o confesiune. Deci, confesiunea pentru mine e o rugăciune. Când tu spui, am greșit, am ucis, am călcat în picioare un destin, două, trei, mi-am bătut joc de viețile oamenilor. Când spui toate aceste lucruri, adică când începi să spui adevărul despre tine, intri într-un exercițiu de mărturisire, aproape de rugăciune.